Dumnezeu binecuvinteze. Amen. Astăzi este o zi de sărbătoare. Este ziua Domnului. Este ziua pe care Dumnezeu ne-a dat-o să ne bucurăm în ea. Toată lauda, toată cinstea și toată închinarea îi se cuvin numai Lui. Amen. Totodată este și ziua internațională a femeii. Așa că rugăciunile care ne stau înainte, aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu să cerem binecuvântarea Lui peste toate femeile. Fie că sunt parte din adunarea aceasta, parte din familia noastră, Dumnezeu să le binecuvinteze. Ziua de 8 martie este o zi deosebită pentru că este și ziua de naștere a fratelui Mircea Toma. Așa că astăzi am vrea să... rugăciunile care ne stau înainte, am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea Lui, să-i mulțumim pentru modul în care Dumnezeu îl folosește în adunare, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste el, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate, cu mult har, cu multă putere, cu multă tărie, să ducă lucrarea Lui mai departe, să aducă cuvântul Lui în așa fel încât întreaga adunare să fie hrănită și Dumnezeu să fie proslăvit. Aș vrea de asemenea să continuăm să ne rugăm pentru Timea Radeș. A venit din spital pentru câteva zile acasă, nu mai are infecție în sânge, în schimb temperatura mai face. Deci încă nu s-a însănătoșit complet și are nevoie de rugăciunile noastre. De asemenea, aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru fratele Daniel Pripon, care de asemenea a trecut prin operație, este acasă, este în perioadă de recuperare, dar are mare rugăciune, are mare nevoie de rugăciunile noastre. M-am gândit să citesc câteva versete dintr-un psalm, tot dintr-un psalm, din psalmul 145. Și pe măsură ce citeam psalmul acesta, m-am dat seama că trebuie să citim întreg psalmul. Curge așa de frumos, așa de bogat pe cuvântul lui Dumnezeu, am zis, nu pot să mă opresc nicăieri, trebuie să-l citesc de la început până la sfârșit. Așa că după ce vom citi psalmul acesta, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu întreaga adunare și în dimineața aceasta vom forma grupuri de rugăciune și în felul acesta ne vom închina lui Dumnezeu. Haideți să citim psalmul 145. O cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească ispăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșătoare și eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă împărăției Tale. Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Să ne ridicăm în picioare, formăm grupuri de rugăciune și ne rugăm.